Doamnelor și domnilor, bună seara, bună să vă fie inima! Așa cum vă anunțam de două zile, astăzi încercăm împreună cu invitații să parcurgem un drum. În primul rând să vorbim despre sărbătoarea de mâine, Buna Vestire, apoi să vorbim despre Duminica Floriilor, despre drumul Crucii, despre drumul Învierii. Invitat alături de noi este Părintele Protopop Alexandru Vidican. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Cu siguranță vom avea cuvinte duhovnicești adevărate, pentru că Părintele Protopop este unul din preoții cu dar și har, nu mă feresc să spun acest lucru, care au un cuvânt așa dulce pentru noi, pentru toți credincioșii din Ținutul Bistrițean. Pentru că este o sărbătoare de suflet, încercăm să lansăm pentru dumneavoastră, pentru toți cei ce iubesc credința, pentru toți cei care iubiți rugăciunea cântată, un CD, un compact disc. Este vorba despre compact discul Biserica Străbuna, un nume extraordinar. Ce este mai frumos decât să crezi în Biserica Străbuna, lansat astăzi în premieră la noi în emisiune de către doamna educatoare Ana Nicoară. Să rămână, bine ați venit! Bună seara, bine v-am reîntâlnit! Și să dea bunul Dumnezeu ca acest compact disc să ajungă în cât mai multe case ale bistrițenilor. Înainte de a vorbi despre Buna Vestire, vreau să vă întreb, Părinte Protopop, pentru noi creștinii, ce înseamnă rugăciunea cântată? Rugăciunea cântată este ca o doină plânsă. Rugăciunea este scara care te urcă spre Dumnezeu și îl rogi pe Dumnezeu să coboare spre tine. Rugăciunea este implorarea milei și ajutorului lui Dumnezeu. Dacă rugăciunea este cântată, atunci parcă te asemeni cu îngerii care slăvesc mereu pe Dumnezeu. Ce poate fi mai frumos decât aceste cuvinte? Doamna Ana, când v-ați apropiat dumneavoastră de pricezne? Pot să spun de mic copil, pentru că în familie am avut pe bunicul meu cantor la biserică, tatăl meu la fel și eu, copilă fiind crescută la țară, nu se punea problema să petrecem timpul duminica în altă parte decât la biserică. Și atunci, plecându-mi să cânt și moștenind pe părinții mei și străbunicii și bunicii mei, am cântat alături de ei în strană și ulterior în podul bisericii, cum se stătea la noi. Deci în fiecare duminică eu cântam câte o priceaznă. Așa că nu sunt străină de ele și de mic copil am crescut cu ele. Sunt un balsam pentru sufletul meu și sper să fie și pentru oameni, mai ales acum în perioada postului. Și bunul Dumnezeu v-a rânduit ca în această perioadă să lansați acest CD. Exact, și să-l și pun pe rol, pentru că nu oricum și nu oricine poate să-l scoată, pentru că știți vremurile cum sunt. Odată nu sunt bani, odată sunt multe greutăți care trebuie învinse. 12 piese, 12 apostoli pentru sufletele noastre. Pentru că mâine este Buna Vestire, vreau să-l întreb pe Părintele Protopop dacă puteam vorbi despre drumul crucii, drumul învierii fără Buna Vestire. Nu putem vorbi, nu se poate ajunge sus pe Golgota fără a trece prin grădina Ghețimani, fără a trece prin ieslea Betleemului, fără a trece prin Edenul terestru, când tocmai Dumnezeu, după căderea primilor oameni, a și făcut prima promisiune, prima profeție. O găsim în Facere, în Cartea Facerii, când spune, blestemând pe diavol pentru răutatea lui, dușmănie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Acela care se va naște din femeie, se referă de bună seamă la Iisus Hristos, acela îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul.
arătând că diavolului va fi luată, retezată puterea care o avea atunci, încât la venirea Mântuitorului Iisus Hristos să fie învins. Și a fost învins, iată, prin jertfa de pe Golgota și prin învierea Mântuitorului. De aceea, buna vestire face parte din planul de mântuire al lumii, fiind și o expresie și amprenta iubirii lui Dumnezeu față de omenirea căzută. Pentru mine personal și cred că pentru fiecare dintre noi, Maica Domnului este o mijlocitoare. Poate de multe ori când greșim ne este mai ușor să apelăm, cel puțin eu citesc Paraclisul Maicii Domnului și simt că mi este mai bine pe drumul vieții pe care îl avem fiecare de parcurs. Credeți că o identificăm fiecare ca o mamă? Nu pot să zic o a doua mamă, încă o mamă, deci avem două mame. Pentru noi creștini, Maica Domnului este numită Născătoare de Dumnezeu. Grecii spuneau și la Sinodul 4, când s-a hotărât, s-a definit pentru totdeauna sintagma, s-a spus Theotokos, adică Născătoare de Dumnezeu, în sensul că Iisus Hristos, cel pe care l-a născut Maica Domnului Fecioara Maria, a fost și om, a fost și Dumnezeu. Nu putem să vorbim de Iisus Hristos, nu ne putem pleca genunchi în fața Mântuitorului fără să nu privim și spre mama durerii. Iată aici în icoană, e cea care prin sufletul căreia a trecut sabia durerii, văzându-și împlinită profeția că atunci când bătrânul Simeon, aducând pruncul pe brațele lui în templul Ierusalimului, i-a spus, prin sufletul tău va trece sabia durerii. Toate le-a pus la inimă și le-a înțeles mai bine când fiul său era răstignit între cer și pământ, batjocorit, pălmuit, scuipat, mort și îngropat. Cea mai mare atunci, cred că am văzut cu toții, cea mai mare suferință a unei mame. O suferință dusă la extremă. De aceea noi ne regăsim atât de natural în durerea mamei, în durerea Fecioarei Maria. Nimeni, vorbind în modul cel mai natural, nimeni nu simte cum simte o mamă, cu atât mai mult noi părinții, mamele în mod deosebit, se apropie mai mult de Maica Domnului, pentru că este numită într-adevăr mama durerii și va înțelege și dorul mamelor noastre, va înțelege și grija și iubirea față de copiii ei, dar de bună seamă va pune și iubirea și dragostea acoperind ca într-un mormânt chiar și răutățile copiilor. Doamna Ana, înainte de a asculta prima priceazna, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre priceaznele pe care le-am pregătit în această seară. Sunt 12 pricesne care sunt imprimate pe acest compact disc. Mi-a fost foarte greu să le aleg pentru că toate mi-s foarte dragi. Le știu în mare parte din copilărie și de la părinți și bunici și de la consătenii mei. Și nu numai, pentru că în perioada adolescenței mergeam în pelerinaj la mănăstiri. De la noi se mergea pe jos, la Mănăstirea Nicula, și acolo fiind grupuri de oameni veniți din întreaga țară, cum auzeam o melodie și îmi plăcea, stăteam pe lângă oameni, pentru că nu existau atâtea aparate ca acum să poți imprima repede o melodie care o auzi. Am stat lângă oameni rugându-mă să mai cânte odată și să mai cânte odată până când am reușit să prind ceea ce mi-a plăcut. Și deci vreau să spun că le-am învățat nu numai din sat, sunt învățate și din mersurile noastre la mănăstiri și am ținut neapărat să le imprim și să fac acest compact disc în amintirea părinților mei, mai ales a tatălui, și simțeam eu că Dumnezeu mi-a dat har ca să împărtășesc cu alți oameni și să dau din el oamenilor și să mângâi, dacă se poate, prin ele sufletul oamenilor. De aceea am considerat că e bine și mai ales acum a fost timpul oportun ca să îl și lansez, ca să și să